Bine v-am regăsit, dragilor! Toată lumea își dorește să aibă tălpile catifelate ca și când ar pluti pe nori, nu-i așa? Tălpile uscate și pielea îngroșată pot fi semne ale unor deficiențe de minerale și vitamine. Bineînțeles, există și o predispoziție genetică sau există niște probleme medicale, cum ar fi bolile de diabet sau cele legate de tiroidă. Dar și o greutate mare care exercită presiune asupra picioarelor poate să ne determine să ne simțim pielea tălpilor uscată și crăpată. Însă există remedii pentru această problemă, iar astăzi vă propun un tratament în 3 pași simpli de făcut în casă. Primul pas. Avem nevoie de câteva linguri de oțet de mere, 2-3, pe care le punem într-un lighean cu apă caldă și stăm cu picioarele la muiat timp de 15 minute. Pentru pasul 2, vom face un exfoliant. Avem nevoie de 4 linguri de sare amară. Conține magneziu și sulfat și este un remediu excelent împotriva pielii uscate. Catifelează foarte bine pielea. Adăugăm peste sare amară 2 linguri de ulei de măsline și câteva picături de ulei de mentă. 5 sunt suficiente. Uleiul de mentă este răcoritor și calmează eventualele iritații. Acest exfoliant poate fi folosit de 2 ori pe săptămână. La pasul 3, pregătim o cremă. Avem nevoie de unt de shea. Voi pune 2 linguri de unt de shea într-un recipient. Iar acest recipient îl bag la cuptorul cu microunde, deoarece avem nevoie de untul de shea lichid. Adăugăm peste untul de shea topit o lingură de ulei nucă de cocos, o lingură de glicerină vegetală, o linguriță de ulei de macadamia, vitamina E, voi lua 2 capsule. Fiecare capsulă conține 3-4 picături. Și am să mai adaug și câteva picături de ulei esențial de scorțișoară. 5 picături sunt suficiente. Și voi lăsa acest recipient la congelator timp de jumătate de oră, o oră, până se întărește. Am să iau o cantitate mică și masez ușor talpa piciorului. Ar fi bine să vă dați această cremă pe picioare înainte de culcare, după care să puneți niște șosete de bumbac și să rămâneți așa până dimineața. Ne revedem curând cu tălpi catifelate de data asta. Pa!